Mi-am asumat și sunt bucuros că mi-am asumat acest lucru, să candidez pe sigla Partidului Democrat Liberal, care plătește anumite costuri privind măsurile de austeritate, costuri pe care le plătesc și eu, din punct de vedere politic, pentru că socotesc că am primit un vot politic din moment ce rezultatul acesta face ca adversarul meu să câștige, trebuie să mi-l asum și mergem înainte. Când faci parte dintr-o echipă la vârf a partidului care ia măsuri de austeritate, îți asumi și acest lucru. Eu socotesc că s-au făcut în mandatul meu multe și foarte multe lucruri bune în județul Suceava. S-a dat startul modernizării în județul Suceava la foarte multe lucrări mari. S-au finalizat foarte multe lucrări. Îmi exprim speranța că vor continua aceste proiecte și vor fi și alte proiecte aduse la Suceava. Voi fi alături de colegii și de cei care doresc să modernizeze județul Suceava, pentru că asta trebuie să facem, să punem forțele politice împreună când este vorba de interesul județului Suceava.